Natura dezlănțuită continuă să provoace mari probleme Franței și Italiei, țări unde 5 persoane au murit, 10 de zone sunt sub ape, iar mii de cetățeni au de suferit ca urmare a inundațiilor și alunecărilor de teren provocate de precipitațiile torențiale care au căzut săptămâna trecută. Regiunea Coastei de Azur a fost lovită de o furtună pe care autoritățile o consideră istorică, deoarece în unele zone a plouat în 48 de ore, cât în 2 luni, potrivit autorităților de la Paris. Valuri impresionante au ajuns la țărm, iar râurile s-au revărsat producând inundații de mare amploare. Nu a fost mai bine nici la Nisa, aici fiind pornite sirenele de alarmare a populației după ce a fost declarat cod roșu de inundații. Situația nu este mai bună nici în Italia, unde un pod de pe o autostradă din nord-estul țării s-a prăbușit în urma ploilor care au declanșat alunecări de teren. De asemenea, multe regiuni de la nord la sud sunt din nou sub apă din cauza ploilor care au produs numeroase pagube. Deja grav afectată, Veneția s-a confruntat cu o nouă serie de inundații, iar în Alpi sunt mii de oameni izolați din cauza riscului de avalanșă.